Viceprimarul Timișoarei Ruben Lațcău spune că primăria Timișoara nu acceptă lucrări de mântuială. În acest sens, verifică aproape zilnic lucrările pe calea Bogdăneștilor. Ruben Lațcău spune că reprezentanții municipalității nu permit ca după ploaie să rămână apă pe carosabil, iar constructorul trebuie să remedieze toate problemele pe propria cheltuială. Am primit mesajele voastre vis-a-vis de situația cu remedierile pe Bogdăneștilor și vreau să facem câteva clarificări. Sunt aici pe șantier unde constructorul reface în integralitate aproape banda întâi. Motivul este pentru că ne dorim niște lucrări de calitate care să ajungă la un anumit standard și până când nu ajung la acest standard, nu vrem să lăsăm pe constructor să-i semnăm recepția ca ulterior să suportăm diverse consecințe. Nu mai îmi doresc ca în Timișoara să avem bulevarde unde la marginea bordurii băltește apa, bulevarde unde nu putem să traversăm pe timp de ploaie pentru că rigolele nu sunt la cotă sau alte probleme de acest gen. Tocmai de aceea aici, pe Bogdăneștilor, am pus constructorul să refacă bucăți foarte mari din bulevard, în așa fel încât să ne asigurăm că planeitatea, scurgerile, rigolele sunt la cota de care avem nevoie. Cel mai ușor lucru pentru noi ar fi fost să semnăm recepția și să închidem lucrurile. Dar nu vrem să semnăm recepția fără ca să ne asigurăm că lucrările sunt la standardul de calitate pe care ne-l dorim. Sunt convins că pentru locuitorii de aici din zonă este o nemulțumire faptul că după 3 ani de șantier, constructorul în care de făcut remedieri, dar cred că este calea potrivită pentru noi ca și oraș să nu mai acceptăm lucrări de mântuială și să fim severi cu constructorii, să-i obligăm să refacă ca și aici din cheltuială proprie, până când standardul de calitate pe care îl obținem este cel dorit. Primăria Timișoara pune accent pe calitate și ia măsuri drastice ca lucrările să fie conforme cu cerințele din contract.